Bună seara! Sibiul este în ultimul ceas. O nouă ediție a Sibiului, așa cum nu-l știm de foarte mult timp. Astăzi, o zi cât se poate de neagră pentru întreaga literatură românească. Înainte de a intra în miezul acestei dezbateri, acestei discuții, aș vrea să reamintesc tuturor telespectatorilor noștri că intenționăm să realizăm alături de dumneavoastră un azil pentru persoane vârstnice, un azil fără tentă politice, un azil în care, de fapt, să vă demonstrăm tuturor și să ne demonstrăm, în primul rând, nouă sibienilor că putem face acest lucru fără să fim implicați politic și să le arătăm celor de la Palatul Victoria, sibienilor care sunt la Palatul Victoria sau în Senat, să le arătăm că se poate face fără să promitem în campanie electorală și fără să fim în campanie electorală sau să ne propunem altceva decât, în primul rând, o viață mai bună în orașul nostru. Pentru că de când a început ultimul ceas, putem spune că Sibiul îl vedem cu alți ochi, așa cum nu reușește să-l vadă ceilalți de dincolo de hotarele acestui județ. Lucruri pe care de foarte multe ori nu le avem în vedere. Lucruri pe care politicienii noștri ezită să le prezinte. Dar haideți să nu politizăm atât de mult această emisiune, dar nu avem ce face în finalul acestor discuții. Să vă reamintesc că primarul Klaus Iohannis are la această oră cele 100 de întrebări pe care dumneavoastră le-ați adresat dumneavoastră sibienii din ultimul ceas, care urmăriți evenimente TV, singurul post de televiziune local care emite 24 de ore din 24, așadar primarul Klaus Iohannis are pe biroul său cele 100 de întrebări adresate de dumneavoastră, sibienii noștri. 100 de întrebări, spunem noi, pertinente. Astăzi, sau ieri cel puțin, a avut loc o conferință de presă la primărie, unde Klaus Iohannis a fost vizibil iritat de reacția noastră de a adresa aceste întrebări, de reacția noastră că l-am invitat în mod normal, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră atunci când ați pus ștampila de vot pentru unul dintre partide. Menirea noastră este să aducem și oameni politici, menirea noastră este să arătăm Sibiul așa cum credem noi că este și cum nu văd ceilalți că este. Dacă vă uitați la televizor, aflați că a murit Eminescu II. Iliescu reinventează galeria dizidenței românești. S-a stins o voce critică pe nedrept considerată cântăreț la curtea lui Ceaușescu. O voce care, din păcate, nu o să mai auzim prea mult. Confuzia se tot adâncește în aceste zile. Însuși Traian Băsescu spune mai nou că dacă Nicolae Ceaușescu ar fi stat doar 10 ani în fruntea statului, era un mare președinte în istoria românilor. Trist pentru un președinte care condamna în urmă cu 4 ani comunismul și ceaușismul, și Adrian Păunescu credea exact la fel despre Ceaușescu, Vadim Tudor a șișderea. Șeful statului se așează astfel alături de două personaje sinistre, care figurează în propriul său raport de condamnare a comunismului printre stâlpii regimului comunist. La celălalt capăt al firului este și Corneliu Vadim Tudor. Nu înainte de a intra în direct cu acesta, aș vrea să vă reamintesc numărul la care puteți intra în direct, 0269252162, sau puteți trimite SMS-uri la 0740323992. Bună seara, domnule Vadim Tudor, știm cu toții că dispariția poetului Adrian Păunescu